Salutare, sunt Bogdan și bine ați venit pe canalul de electronică. Una dintre funcțiile cele mai importante ale tranzistorului este cea de amplificare. În acest tutorial voi vorbi despre amplificarea curentului continuu. Ce înseamnă acest lucru? Pentru a vă explica acest fenomen, am realizat această mică schemă cu două LED-uri. Este aproape asemănătoare cu cea prezentată în tutorialul anterior, numai că am mai introdus un LED în baza tranzistorului. Am spus de asemenea în tutorialul anterior că în cazul tranzistorului cu siliciu avem nevoie de o tensiune de 0,7 V pe baza lui ca tranzistorul să se deschidă și să aprindă LED-ul din colector. Dacă avem o tensiune pe bază, atunci avem pe bază și o intensitate, un curent. De exemplu, X microampere. Dacă avem acest curent pe bază, atunci pe colector o să avem un curent mult mai mare. Asta înseamnă că tranzistorul a amplificat curentul din bază, adică l-a mărit. Am introdus în această schemă două ampermetre, unul în bază și unul în colectorul tranzistorului, pentru a se vedea în simulare diferența de curent. Dacă simulez acum circuitul, LED-ul din colector va lumina puternic, iar LED-ul din baza tranzistorului va lumina mult mai slab. În acest caz nu este vizibil. În baza tranzistorului avem un curent de 902 microamperi, iar în colectorul tranzistorului avem un curent mult mai mare de 6,96 miliamperi. Același lucru l-am realizat și pe această placă de test. LED-ul roșu este situat în colectorul tranzistorului, luminează puternic, iar LED-ul verde, ce este conectat în bază, luminează slab. Acum, nu știu dacă la voi se vede, dar LED-ul verde luminează de asemenea. Sper că ați înțeles. Deci, în bază avem un curent mai mic, iar în colector avem un curent mai mare. Aceasta este una dintre caracteristicile importante ale tranzistorului bipolar, amplificator de curent. Factorul de amplificare în curent între bază și colector se numește coeficient beta și se notează cu acest simbol. Valorile ale factorului de amplificare sunt găsite de obicei în datele de catalog ale tranzistorului sau așa numitele data sheet. Și, de exemplu, am aici datele de catalog pentru tranzistoarele 546 până la 548. Iar aceste valori le găsiți în această categorie de DC Current Gain și mai sunt notate de obicei cu acest simbol. Tranzistorul în datele de catalog nu sunt trecute o valori exacte pentru factorul de amplificare. Exemplu, sunt trecute valori minime și valori maxime. De exemplu, un tranzistor 547 are o valoare minimă de 110, are o valoare mare de 800. Aceasta arată de câte ori curentul de colector este mai mare decât cel de bază. Deci, de câte ori tranzistorul amplifică în curent. De exemplu, 547 poate amplifica până la de 800 de ori. Asta înseamnă că dacă simulăm circuitul încă o dată, dacă avem aici un curent de 902 microamperi în colector, este posibil să avem un curent de 800 de ori mai mare față de curentul din bază. Ok, am învățat că tranzistorul amplifică curentul. Ce se întâmplă când avem doi tranzistori? Simplu, amplificarea este și mai mare. Dacă legăm împreună două tranzistoare, ca în această schemă, atunci factorul de amplificare se multiplică.
Asta înseamnă că dacă avem un factor de amplificare de 300 pentru fiecare tranzistor, atunci această schemă, acești doi tranzistori, amplifică de 90.000 de ori. Cu alte cuvinte, pentru a aprinde acest LED, avem nevoie de un curent foarte mic pe baza tranzistorului. Acest lucru o să vi-l demonstrez în următorul experiment. Am realizat schema prezentată anterior pe această placă de test. Am spus că pentru a prinde LED-ul avem nevoie pe bază de un curent foarte mic, deoarece amplificarea este foarte mare. Deci, în locul întrerupătorului, care este conectat în baza tranzistorului, este nevoie numai să atingă aceste două fire de corpul meu, pur și simplu ating cu degetele firele, iar LED-ul se aprinde. Corpul meu generează o mică rezistență, iar LED-ul se aprinde. Dacă conectăm un al treilea tranzistor în schema noastră, atunci amplificarea este imens de mare, iar pentru a prinde LED-ul nu mai este nevoie să atingem cu mâna rezistența din baza tranzistorului. Este de ajuns să mișcăm mâna în apropierea acestei rezistențe. Dacă conectăm un fir la această rezistență pe post de antenă, este de ajuns să mișcăm mâna în jurul acestui fir, iar LED-ul se va aprinde. Atât a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați vizionat tutorialul meu și vă doresc numai bine!